Ne bucurăm foarte mult să ne aflăm în București la acest festival prestigios, căruia îi dorim cât mai multe ediții. Suntem onorați și foarte fericiți să ne aflăm aici cu o producție provocatoare. Este vorba de Così fan tutte, semnat de Mozart și de opera din Brașov, în regia domnului Cristian Mihăilescu, cu soliști tineri, plini de viață și de energie, cu un cor foarte bun și tot ansamblul operei din Brașov, care a venit special pentru acest eveniment. De maturitate, dacă putem vorbi de maturitate la 34 de ani, o ultimă lucrare înainte de decesul marelui compozitor, o lucrare scrisă într-o lună de zile, o lucrare scrisă la inițiativa și sugerată ca și subiect de către Iosef al II-lea, împăratul vremii respective, din realitatea acelei vremi. Opera Così fan tutte este o operă extrem de provocatoare, atât din punct de vedere al libretului, care a fost semnat de abatele Lorenzo da Ponte, cel care a colaborat cu Mozart pentru cele trei mari capodopere, Nunta lui Figaro, Don Giovanni și Così fan tutte, și este provocator și din punct de vedere muzical. Spun asta în cunoștință de cauză, pentru că eu întruchipez rolul Fiordiligi, unul dintre cele mai dificile roluri mozartiene, dedicate unei voci de soprane, care a fost scris în literatura de operă, atât mozartiană cât și literatura în general. Oricărei opere este greu să pună un decor foarte mare pe o scenă mică. Pentru noi, viceversa, este perfect valabil, având în vedere că decorurile noastre au fost, arată destul de mici pe o scenă atât de mare, dar aici a trebuit să facem anumite ajustări și țin să mulțumesc pe această cale colegilor noștri de la Opera Națională, care imediat au venit în ajutorul nostru să putem să reușim să facem acest spectacol împreună cu dânsii. Gândirea acestui spectacol a fost pentru o scenă, cea de la Brașov, cu partea de cor cu 20 de oameni. În momentul de față, evident că am fost dornici să venim cu mai mulți dintre colegii noștri. Distribuția acestui spectacol, maestrul Tiberius Soare, orchestra, corul, soliștii, toți vor fi, sunt cei care vor da culoare, vor reuși să imprime o stare de bine împreună cu acest titlu minunat și sunt convins că publicul va avea o stare agreabilă alături de opera din Brașov. Este o operă extrem de intensă, cu schimbări surprinzătoare. Este o acțiune care se desfășoară aproape fără suflare. E foarte amuzant că soliștii, este un sextet de soliști, cele două cupluri, Fiordiligi și Guglielmo, Ferrando și Dorabella și, bineînțeles, Don Alfonso și Cudespina. Ei, cei șase soliști, țin toată opera. Sunt, cred că, două sau trei intervenții de cor. În rest, soliștii sunt permanent pe scenă. Ei conduc acțiunea, ei sunt miezul energiei muzicale și scenice și
dacă joci în această operă, aproape n-ai timp să ajungi în culise, în cabină, să te relaxezi între momente, ești permanent, permanent la scenă și chiar și schimbările, dacă trebuie să-ți schimbi rochia sau elemente de recuzită, toate se petrec în culisele, în proximitatea scenei, nu mai ai timp să mai ajungi în altă parte, e totul foarte legat, acțiunea este continuă și foarte vie și trebuie să fii prezent permanent. E o operă care își provoacă soliștii la o energie, o prezență și o vitalitate sporită, atât vocală cât și fizică, de a face față unei producții foarte vii și foarte provocatoare. O lucrare nu atât de nouă, cum sunt cele pe care colegii noștri de la alte instituții de gen le-au prezentat, dar titluri, distribuția și muzica lui Mozart ne-au făcut să facem această alegere.